Îmi stă și mie bine, Fefi? Da, frate, ești bine. Frate? Mă chiar. Suntem frați? Oi, cum e situația delicată. Ce credeți de brother că filmăm în acest vlog nou, gâtul meu? Aolea, câtă durere am tras-o pentru beregata asta. Câtă durere am tras și pentru the brother a hand. Dar mai am de făcut și pe mâna asta când dau cu dreapta să cadă în stânga. Hai că e situația delicată. Ce față are Fefe? Zici că e Putin când a tras cu racheta. Mă, mai dă-i familielor pe amândoi. Fiți atenți care e situația astăzi. The brotherii mei vreau să-mi fac un cadou, adică să ne facem cadou, familia noastră, un cățeluș, un bișon autentic. Și o să vă las în descriere și linkul de unde puteți lua legătura cu vecina mea care mai are de vânzare niște puiuți în limita disponibilă, cum se spune. O să vă las eu în descriere. Și mergem acum să luăm cățelușul. E foarte aproape de noi, dar situația e următoarea. Vreau să-i vedem, bineînțeles că o să filmez, reacția băieților alu Găbiță și alu Adiță. Să vedem cum vor reacționa. Oh my god, chiar abia aștept și mă gândesc să vedem cum reacționează ei. Haideți că ajungem în 2 minute. Gata, am ajuns la Corina de brodora noastră. Uitați cățelușii și... iubire, 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 iubire. De-abia aștepta Ștefi să iubire, 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 iubire. Îi vadă. Ia zi, Fefi. Uite, uite-te și tu cum să nu iubești așa ceva, uite. Uite cum să nu-l iubești, uite. Și cum? Chestia e că sunt mai mulți. Acum să nu mă întrebați tot timpul dacă mai are de vânzare sau așa. Luați legătura cu ea, vă las Instagramul ei în primul link din descriere, jos aici. În primul link vă las Instagramul ei și o întrebați și vorbiți ce doriți în legătură cu ei. Deci pe toți îi dai Corina, nu? Da, da, da. Așa. Ce vârstă au? O lună jumate. Deci vedeți, au toți carnețele fraților și de parazitare, da? Deci sunt de la mama lor. Uh-huh. E totul complet ca să vă dați seama. Asta zici că e vulpiță de aia polară, ia uite. Da, e fetița, nu? Cred că da. Da, da. Pentru brotherii noștri care vor să ia legătura cu tine pentru achiziționare. Băi, dar pufos, mă, ia uite, mă, ce drăguț sunt, unul mai frumos decât altul, fraților, parcă sunt niște norișori. Deci părinții lor sunt rasă pură, fraților, ca să înțelegeți. Ăla-i băiat, nu? Fefi, tu ce vrei, un băiat? Da. Ăsta-i băiat? Te-ai topit? Da. Păi nu poți să te uiți, nu vezi care, nu vezi care năsturel pe burtă. Ai un năsturel? Ai un năsturel? Ai un pucea? Mamă, dar e pufos. Ia. Băi, de ce-ți bate ție inima asta? Ăsta e frumos și-l făcut. Băi, eu pe tine te iau. Dar tu m-ai mușcat cel mai... Băi, uite ce mi-a făcut pe mâini. Ăsta m-a terut. Puiul lui Roxy. Puiul lui Roxy. De data trecută. A, deci sunt pui... Sunt frații lor. Da, da, exact. Da, eu știu, sunt foarte frumoși și originali fraților, adică de la... Vedeți ce frumos, uite așa. Ce da, ce rea e aia. Iete-te, da. Tu pe ăsta ai pus ok? Pe pufosul ăsta? Uite, ăsta m-a zgâriat cel mai tare, eu ce mi-a făcut. Și năsucă cum l-ai. Ia uite, bă, ce răi sunt. Nu vă bate, ți-a bătut-o pe aștia, de ce t-a bătut, mami, ce-a făcut? Deci, dacă noi luăm unul, vor mai rămâne 5. Pe Instagramul meu și Ari Vlogger îl găsiți aici în tot timpul și în fiecare vlog. O să vă las eu pe Instagramul meu pe story. Ia uite ce rău este. Pe story o să vă las în fiecare zi câte un story cu ei și pe acel story o să vă pun eu linkul de unde puteți lua legătura cu Corina, vecinica mea, pentru a să vorbiți cu ea pentru cei care doresc un puișor, un cățeluș, ați văzut, și luați legătura cu ea și de preț și de tot ce doriți voi să o întrebați. Și vedeți că sunt doar 5, adică sunt locurile sunt limitate. Și trei băieți și 2 fete mai sunt, da? Da. Am înțeles, ca să știe broderii mei, că sigur o să mă întrebe în comentarii și de-aia spune ce drăguț sunt, ce dulci. Și data viitoare, când o să fete, o să vă mai pun eu la story. Tot la fel, ca să aveți și voi, cât mai mulți dintre voi, să aveți un cățeluș de ăsta frumos foc. Acum, nu știu cum, luați legătura cu părinții voștri care sunteți mai așa și după aia luați legătura cu ea de broderii mei. A, tu pe ăla nu-l mai lași. Nu mi-l mai las de aici așa, mi-l iubesc. Ia uite ce mă iubește asta, fă, eu vreau să vă iau pe toți, dar nu pot. Da, adevărat. Că n-am răbdare, eu v-aș lua pe toți, știu că tu mă iubești și ai prins drag de mine, dar eu nu pot să te iau și pe tine, fă, că te-ați lua, fă, dar e prea mult pentru creierul meu. Adevărat. Abia aștept să vedem acasă cum se e, dar nu-l mai lași pe ăsta jos, a? Nu mai pot el. Gata? Nu-mi topi toată. Asta s-ar putea să fie mai speriată. Da, știu. Știu, 2-3 zile. Păi i-am spus, uite ce pufos e, ce frumos e, mă, tătă. Ce bobițele-i da până acum? Royal Canin. A, păi uite, vezi ce ți-am zis. Da, lasă că mă... Numai Royal, sunt cam scumpe.
Într-adevăr, e 30 de lei kilul, din ce am înțeles. 3, da, nu e problemă, că de câte ori le dai pe zi, că gen nu le lași mâncarea toată ziua. Ba, da. Ele pun apă și mâncare și mă mănâncă porii. Nu, mă gândeam, cred că o mânuță așa de bubițe, de 2-3 ori pe zi, eu zic că da. E ajuns. Nu vreau să-i mă, să ce frumos sunt, mă. Înțeles că nu e ok, zici așa. Să le dai recompense, gen de la pedigree sau ceva. Nu, nu, nu. A, să că ne descurcăm. Da. Deci, Fefi, tu ți-ai luat gâtul tău? Am ales, uite, se tale cu minte și știi că până acum asta cu minte, de ce mi-a făcut pe mâine, uite. Păi se joacă și... M-a terminat și m-am îndăpostit. Dar e cu minte, mă, e cu minte. Ești rău, ești foarte rău. Păi ce frumos e și ăla mic. Ăla zici că e vulpe, uite, da, 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 e frumos. Seamnă cu tasul. Da. Ești că e vulpe, uite-o și... Uite și ăla, ia. Ce dulce ești, mâncați, ești vocea ta. Ăsta e ca grasul nostru. Ăla e grasul. Dar nu, ăsta e grasul. Este? Mamă, ce frumos, ăsta e cel mai pufos, adică. E da, cu minte acum, da, până acum. E unul mai frumos ca altul, fraților. Luați-mă și pe mine de aici, voi de ce mă țineți aici, dați-mi da, frățiori una. E cu el, da. Uite-i spata pe ăla, nu? Da, da. Băi, ăsta nu știu, m-am topit de el. Bun, hai că mergem acasă, Fefi, și o să vă las eu de brother-ul meu aici în Instagram-ul meu. O să vedeți la story tot timpul. Și cât o să vedeți story-urile cu cățeluși la mine și Instagram-ul Corina, da? Bine că mai facem noi poze cu cățelușii ăștia, dar atâta timp cât o să vedeți la story că sunt online de vânzare, adică mai sunt disponibili, până atunci să știți că puteți să veniți să luați o bucățică de nori. Uite ce frumos. Haideți că mergem acasă să le vedem reacția băieților. Deci te-ai topit, Fefi, nu? Nu mai pot. Hai să vedem reacția băieților, fraților și... Vrei să ne pupăm? Eu nu vreau să te pup, să vă aștept pe Instagram. Te să te șpalte dinți. Repede, repede, vă așteaptă toți. Gata, fraților, ia fiți atenți. Gata, mergem acasă să vedem reacția... Topită! Au și carne de sănătate și sunt vaccinați, deci asta e chestia... Doamne, forță. Ce frumusețe! Deci e terminată. Și băi, deci chiar e chiar dulce. Uite, știi ce dulceață, uite ce față are. Cum să nu iubește așa ceva? Trebuie să-i punem nume. Gica Langer. Hai, mă. Da, eu o să vă pun, fraților, pe Instagram, ca să nu mă întrebați toți în comentarii de unde l-ai luat, că vreau și eu. Toți cei care doriți, v-am spus să vă las aici în Instagramul meu, până o să-i dea pe toți, o să găsiți story în fiecare zi cu cățelușii ăștia frumoși. În caz că doriți și voi să știți de unde să-i luați, o să o etichetez pe Corina. Luați legătura cu ea. Are you topită? Nu mai pot. Are you topită? Hai să mergem acasă. Astăzi e sâmbătă, dar eu o să postez duminică sau luni, deoarece mâine o să mă duc la pescuit și chiar dacă o să fie vremea, și știți bine că eu mă îmbrac bine, nu e problema asta, dar mă duc repede să filmez băieții prima lor reacție. Vă dați seama, primul lor cățeluș, Fefi, știi? E situația delicată. Auzi, dacă e băiat, poți să-i pun fundiță? Nu. De ce? Tu mă vezi pe mine că por fundiță? Da, poți să-l fac albastru? Sau kilos tanga? Nu. Îl facem albastru. Mamă, dacă îi dau cu albastru de la, nu, se face... Nu. Oh my god! Nu, no, fraților, vă dați seama că nu, dar... știi, ai putea să faci, că poți să-i faci o urechie albastră. Îl iubește Fefi și băieții. Să vedeți. Hai să mergem acum să vedem reacția lor. Ia, tati, ia. Ce-i ăsta? Mama, ce? Încă n-a făcut nănița? Încă e obosit și a trezit din șom și nu știe. S-a trezit? Ce e vorba. Ia vezi, tati. Ce, mămiți? Uite, mami, el te iubește. Ochii mei micuți. Abia s-a trezit din somn. Ia uite, băiuță. Uite, mami, el te mirava. Ia cum se uită la el, nu-mi fă să cred. Să vezi cât o să-l iubească mai încolo. Ia. Obește și pe el. Na, nici nu știu ce nume să-i punem. Ia fii atent ce frumos e, mă, în toată casa asta, ce mic e. E sperios. Hai vină cu aici, mă, pufule, mă. Hai, mă, pufule, mă. E dulce, poi. Este? Este, mami. Ia uite, mami, pufuleci. Are you topită? Nu mai pune. Vreau de te indică, ce față. Da, e frumos, mă. Pune-i bobiță. Să zice că vise bobiță. Să-i pun numele bobiță? Nu, nu. Are față de bobiță. Bibițică, bibițică. E frumos, dai cu minte, e moale. Hai, mă, că nu, e cu minte. Eu am zis că e unul de la care l-a prins. Nu, nu, puiuț. Păi Adi, hai mă îngheli, tati, fă-i măi măi. Hai fă-i măi măi, soarele meu. Uite, mami, te iubește. Aole, l-am zis, aole, l-am simțit. E cât câinele. Ia, fă-i măi măi, tati. Adi, hai fă-i măi măi, tati, ia. Iubește, mami, și pe el, mami, iubește-l.
nu știe cum să reacționeze. Da, mi-e un cățeluș, mami, n-ai vrut un cățeluș? Nico, du-te și adu-l pe găbiță. Uite, bunici, mie. Hai, fii mâi, tati. Am un iubețel și pe el. Hai, fii mâi, mâi. Păi mângă-l tu, ca să te vadă pe tine cum îl mângă. Acum a devenit din ce în ce mai curios. Adi, ia fii mai tati. Doamne. Nu, a pus mâna pe el. E și el, eu cred că nu își dă seama dacă e real sau de jucărie. Știi că ăla al nostru de jucărie lătra și semăna la fel, știi? Ăla cu baterii, dar vede că, știi ce zice? Că ăsta cum e cu bateriile astea? Bobițica! Să vedem ce nume îi punem. Ce nume să-i punem de pe altă, să-mi lăsați în comentarii. Au, ia! Dar stai să vezi să obișnuiască unul cu altul, ia. Au să vezi ce roade el dăm în casă. Da, ia uite, e deja, ia uite-l. Să apucă. Ce mami ține? Doamne, m-a topit. Și ăsta e gelos. Ți-a luat jucăria, mami, dă-i și lui să roade și el. Dă-i și el să se joace, tati, na. Ce mami ține? Cum să te cheme pe tine, bă, Bob de orez? Cum să te cheme, mă, Bob? Ia zi, Fefi. Bob. Uite, uite, vrea și el să joace, vezi, ia uite. Hai că a început și el să-l mângâie. Ia. Ce, mami, că ți-l duce pe foaie, mami. Ia. Hopa. Nici nu știe cum să-l ia. Iată că ți-o pune mâna pe el, dar la păcă ușor. Ce cu tine? Nimic, mami, e și găbiță, e și gelul, ce zice? Bă, dă-o cu așa. Ai văzut? Dă-i mami, și lui, mami, că nu-i face. Ia, te se uită, cum să o iei tu? Dă-i mami, și lui, din țisări frumos. Zâmbetul meu de copil. Hai, tati, fă-i mai măi. Știi cum să reacționezi. Da. Ia să-ți văd față. Da. Hai, picioarele mele, micile mele. Hai să vină. Eu și găbiță. Au! L-a mirosit și are nasul rece. Uite ce codiță are, uite-te și tu ce codiță are. E super frumos, e pufos. Și când se face mare, tot frumosul să fie, că e rasă, e rasă original. Mă duc acum să-i cumpăr. Hai să vină și găbiță. Hei, ce-i tati ăla? Hai, ușor, mami. Ia uite, ăsta... Hai să-i jucării, ăla la tu. Găbiță, ce-i la tati? Ce-i, mami? Ia iubește-l, mami, iubește-l așa ușor, ia iubește-l. Ia vezi, găbiță, ia, vrea să-i dai jucării. Nu, mami, nu. Nu, Adi, Gabi, hai la tati, hai vină cu acei la el, ia. Vorbește cu el, tati. Bună. Ia uite că bună. Mami, nu, ușor, mami. Ce frumos face. Ia ce-l iubește el. Și de ce? Că el doarme cu ursuleț, găbiță. Hai, iubește-l, tati, fă-i mai, vino la tati. Auzi, salvează-mă, mami. Da, cățelul zice salvează-mă. Salvează-mă, te rog. Ce frumos e, uite-l, dar noi trebuie tăiat părola, că el nu vede pe el, deranjează părola din ochi. Unde? Mami, poți să mă ceapă? Ce, să dai, tati? Ceapă. Nu mănâncă ceapă, tati, cățelul, e o ceapă de plastic. Hai, vino și iubește-l, fă-i, mângâie-l. Vrei să-l îmbrățișezi. Ia uite, pui. Lasă, că aveți timp să vă jucă. Eu cum l-a luat ăla, a băgat mâna în el. Nu, mami, ușor, mai, mami. Tati, mai, tati, mai. Să bagă și pe aici, că te-l bagi. Ușor, tati, ușor, ușor. Și pe el iubiți, da? Ăsta nu știe ce să-i dea, fii atent. Da, ăla fuge la tine. Nu, da, așteapă să mănâncă. Mami, poți să dai? Nu mănâncă, mami, jucării. Nu-mi papă, tati, jucării. Mami, așa ce pun aici. Păi s-a speriat de voi. Da. Că zăpăciți, mami. Ok, de broadării mei. Cam atât. Da, s-a activat. Papi? Nu papă, mă. Îl întreabă papi? Nu papă, ceapă. Papi, ceapă? Lasă. Aoleu, lasă toți, mami, încet. Poate să-mi îndepățină bățelul? Da. Mă simt în bățelul lui? Și Adița, aia, acum lipiți amândoi. Hai că mai încolo vă obișnuiți cu el, soarele meu și tu, inimă mică. Doamne, inimile mele. Ia-te și pe ăla, ia. Să-l mănânce, tati, da, ia uite. Da. Mami, așa uite ce mănâncă. Mănânci mâna mea ca așa mă dat. Mănânci mâna mea? Iubiții mei. Ok, de brotherii mei, hai că ne vedem în vlogul următor. Deja încep copiii să se obișnuiască cu el. Fă-i mai, tati, fă-i mai, tati, mai. Iubește-l, tati, iubește-l. Fă-i mai, tati, mai. Mai, mami, încet. Ia zi, papa. Papa. Zi aici la cameră, tati, uite-te la tati. Zi, papa. Pa. Eu o să mă joc cu câinele. Eu o să mă joc cu câinele. Ia zi, ia uite-te la tati. Gabi, s-a speriat. Ia zi, mulțumesc, Corina. Mulțumesc cu ea. Te pup. Lasă-l că o vreau cu lui. Da, lasă-mă, că ia uite și pe ăla le-am vrut să-l iubească. Ați încet, mami.
mami. Ușor, tati, ușor. Hai că se obișnuiesc, că e acum la început le... Până începe să-ți vadă care-i treaba, să vezi ce-i zgârie și mușcă dacă le enervează. Nu, 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 că se înțelege. Ok, de brotherii mei, mă duc repede să-i cumpăr bobițe și ne auzim într-un nou vlog cu îngerii mei, cu îngerii mei, cu toți. Vă pup, de brotherii mei frumoși!